O să fac o revizie la un ceas Atmos, Jagerle Coultre, ceas elvețian, ceas care nu se trage niciodată. Și acum l-am achiziționat și exact după ce l-am despachetat, vreau să vă arăt acum ce trebuie să faceți noastră când primiți un ceas. Deci, acum o să fac și eu o verificare dacă funcționează, că l-am luat, că funcționează, da? N-are importanță, pe mine mă interesează să fie ceasul, că îl fac eu să funcționeze. Și prima dată se deschide geamul. Prin apăsare se apasă pe acest buton și se mișcă spre mine cu atenție că să nu scăpăm sticla, cristalul, că se poate sparge. Așa l-am rabatat și îl punem deoparte. Acum deblocăm pendulul. Pendulul e blocat pe dreapta și deblocat pe stânga. Și vom aduce ceasul cu bula de nivel la mijloc, dar mai puțin ne interesează bula de nivel, ci ne interesează ca pendulul, acolo se vede pendulul, să fie, deci acel taler, pe acea țeavă, să fie la mijloc, cum e acum, dar acum e blocat. Deci să nu fie nici în spate, nici în față, nici stânga, nici dreapta, se reglează din cele două piciorușe din față. Deci sunt trei piciorușe, deci pe lângă suportul propriu zis, practic sunt trei piciorușe, unul în spate la mijloc și două mobile în față, din care putem să reglăm stânga, să-l înclinăm spre stânga, să-l înclinăm spre dreapta, să-l înclinăm spre spate, să-l înclinăm spre față. Deci deblocăm pendulul. Acum pendulul se mișcă și mă uit acum la care e poziția lui. Uitați că se vede, pendulul e în față, așa, deci trebuie să-l dau un pic spre în spate și spre stânga. Deci, în primul rând, răsucim din acest șurub și mă uit. Și din acesta, că trebuie dați pe spate, sigur că când nu ajunge, pentru că masa mea nu e la boloboc, că oricum masa ar trebui să fie cât mai dreaptă, dacă nu ajunge, se pune un pic de cartonaș. Eu nu o să fac chiar perfect, pentru că eu fac și ca să înțelege și să... Deci, în principiu, e reglat. Nu e prea bine, mai trebuie de aici. Așa, o să-l opresc ca să și văd mai bine. Da, e prea, acum l-am dat prea în spate. Așa, mai dăm un pic de aici, la față. Bun, deci să zicem că am reglat pendulul la mijloc și acum îi dăm balans. Îi dăm într-o parte sau în alta, să vedem bila. Deci aici furca albă e pe o bilă, că prin bila aceea acționează furca, așa, și care comunică cu pendulul. Și acum e spre dreapta, continu și eu spre dreapta. Și dau cât? Păi cam 270 de grade. Am dat și văd acum ce face, dacă se oprește, dacă merge, ar fi foarte bine, sigur că își fac revizia, ținând cont că ceasul merge. Dacă nu, o să-i fac reglajele de rigoare, oricum, pendulul, firul există, acesta este firul de torsiune, acesta subțire are 0,045 mm, cât un fir de păr, dar e foarte rezistent în întindere, aproape că poți să tragi o mașină cu el, dar dacă l-ai îndoit, pur și simplu, se rupe, că e oțel. Și e fixat în partea de jos a pendulei și în partea de sus. Pe fir există un regulator. Așa oțel ușoară, care are o parte care e fixată de partea de sus și prin această manetă stânga-dreapta coboară sau urcă pe fir și scurtează sau lungește firul. Dacă lungește firul, ceasul va rămâne în urmă, dacă îl scurtează firul, deci dând spre dreapta va scurta firul și va grăbi și dând spre stânga va lungi firul, deci practic se ridică acea țevușoară și se lungește firul. Firul rămâne tot așa, dar practic
distanța se mărește în care se răsucește firul și va rămâne în urmă. Sigur că vom face și reglaje de acelea, dar asta, când o să-i vină rândul. Și o să verificăm tot ce e de verificat, curățim, ungem și mai filmăm pe măsură ce lucrăm. Și acum, după ce l-am urmărit mai mult timp, de un sfert de oră, pot spune că ceasul funcționează, deci va trebui să-i fac doar o curățire, o revizie, verificări pe unde trebuiesc. Și rotirea pendulului este de 480 de grade. Și putem număra fiecare distanță între aceste semne de 30 de grade. Deci mergem pe aici și începem și numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 și încă 15 grade. Deci ar veni 5 ori 350 cu 300, 450, 460 de grade. Asta e la aici la temperatură scăzută, că aici în atelier e temperatură scăzută. La temperatura normală, el trebuie să funcționeze în, ca ceas între 15 și 30 de grade. Deci în cameră. Aici e mai frig și sigur că toate sunt mai înghețate, cum s-ar spune. Așa, și se va învârti mai mult. Dar e foarte important. Cu cât se învârte mai mult, cu atât înseamnă că mecanismul e mai viril, cum s-ar spune. Îi dă furca, îi dă un balans mai mare, o forță mai mare și sigur că precizia e mult mai mare. E ceas. Acum, cred că o să-l și fixez, nu l-am fixat, să urmăresc și dacă merge înainte, rămâne în urmă și după aceea o să încep să-l desfac. Am demontat ceasul, mecanismul, tot ce trebuia demontat. Am și caz arată ca și nou totul la el. O să curățim și cristalurile, sticlele, alămurile. Aici e mecanismul propriu-zis al ceasului. O să-l curățim și să-l lungem. Totul arată foarte bine. Numai vreau să dau jos și capsula neroidă, dar nu are sens să o dau. N-am ce să verific la ea pentru că arcul... Deci ce face capsula? Capsula, ca o pompă, împinge prin acest sistem lanț. O să întorc ceasul. Să-l pun așa pe o parte. Așa. Deci aici este... Sunt arcuri înăuntru, e o capsulă închisă și un sistem de lanțuri și încarcă arcul. Aici este un arc care va duce ceasul, va asigura funcționarea ceasului. Dar când am dat jos mecanismul, era foarte încărcat, foarte puternic arcul și n-am ce să mai verific. Când am scos mecanismul afară, aici el stă în două șuruburi aici, totdeauna trebuie ținut cu mâna stângă și caseta și roata, prima roată de la casetă, trebuie ținută cu mâna stângă și scot mecanismul și pe aceea dau drumul ușor la roată, era foarte încărcat, altfel riscăm să rupem axe. Deci era foarte încărcat arcul, foarte puternic aici în casetă. Și să vă arăt aici, aici este un lanț. Vine din de aici, din caseta aceasta, din aneroidă. Și tot ca o pompă, tot încarcă, la o diferență de temperatură de un grad, încarcă ca ceasul să funcționeze două zile. Și nu se pune problema să nu fie diferență de temperatură în mediul nostru, între zi și noapte, să zicem. Deci o să curăț și o să curăț și alămurile și să-l adun. Nu am ce să-i fac mai mult pentru că ceasul funcționează foarte bine. N-am ce să verific. O să verific totuși, o să dau drumul la
pendulă, la pendulă, liber. Bila, uitați cum e acum, ea e blocată, dar ea trebuie să stea exact spre mine, deci spre în față. O să verific dacă stă spre în față, dar ea stă, că altfel nu funcționa. Bine. Deci am eliberat pendulul și, într-adevăr, bila stă la mijloc. Dacă nu a stat la mijloc, se blochează din nou și se ține cont câte grade e, să zicem, în stânga sau în dreapta. Și se face acest șurubel, acest șurubel de pe... Aici este un șurubel. Se desface și se rotește acest arculeț, pentru că legătura între partea de sus și partea de jos e prin acest arc. Se rotește inelul acesta și se strânge din nou șurubelul și se tot tatonează până când se prinde poziția pe mijloc. Da, asta e. O să curăț mecanismul și să încep adunarea. O să vă arăt acum și cum se face o ungere la un ceas. Deci se folosește ulei pentru mecanisme fine. Se introduce un băț ascuțit, se întinge și se pune o picătură. Uitați, am pus o picătură și se șterge imediat. Nu se pune ulei mult. Deci se șterge imediat. E suficient. O să ung în continuare. A trebuit totuși să desfac capsula aneroidă. Deci aici e o capsulă aneroidă și un arc puternic. Să vedem dacă putem. Da, se vede arcul. E de 5-6 mm grosime. Și ea se dilată, se contractă și apasă pe acest arc care e legat cu acest lanț și prin lanț se duce înainte și înapoi și încarcă caseta, cum am spus, caseta asta. Deci a trebuit să desfac pentru că eu l-am dezamorsat arcul respectiv și acum trebuie să-l amorsez, că nu o să pornește de grabă. Și atunci o să și vedeți cum amorsez acum. Deci până dau ca la o pompă, uitați, așa face și în realitate, numai la măsuri mai mici. Uitați. Și o să dau până când nu mai vine înapoi arcul. Că eu acum practic încarc arcul casetei. Din ce în ce. Și cu un drum verific și lanțul. Știți, dacă cumva lanțul e slab, se rupe, să zicem. Da, nu se pune problema. Așa, deci am încărcat. Acum e încărcat ceasul, așa face și caseta. Deci încolo va fi rolul casetei să-și facă treaba. Și acum vă prezint ceasul curățat, verificat, uns. Deci marca e Jaeger-LeCoultre, aici scrie Jaeger-LeCoultre Atmos. 15 rubine, totul e aurit, mai puțin arcurile, seria e trecută aici, 500, 3000, 600, în fine, 55, nu, 663, deci așa și scrie, la fel scrie acolo sus, 1.5 Atmos, da, 1.5 în stânga, 1.5 aici în stânga, 1.5 și Atmos în dreapta. Ceasul este un ceas deosebit, se rotește, pendula se rotește foarte mult, asta e foarte important. Și o să arăt cum se fixează ora, deci, cum v-am mai arătat, se apasă pe această clapetă și scotem sticla. Aici jos are o bară sub sticlă care are cu arcuri. Așa. Și acum, deci, fixarea orei se face întotdeauna spre înainte. Pentru că se riscă să sară furca, asta albă, care se mișcă de pe bilă. Adică dacă acum
merge, deja am împins bila lovitul și furca a rămas acolo. Dar dacă noi schimbăm ora invers, s-ar putea să sară în partea cealaltă și nu mai poți să ia bila. Furca nu mai, bila nu mai intră în furcă și atunci trebuie cu o sârmuliță pentru că la asta cutia na, e mai greu de desfăcut și nu are sens să o desfaci. Cu o sârmă așa cu care poți să aghezi furca, o tragi puțin așa, ușor, că e destul de flexibilă și o pui din nou pe bilă când vine bila. Asta ar fi problema care poate să se întâmple. Dar în general nu da. Sau dacă dați prins, dați înapoi, blocați pendulul, dați înapoi, după care dați mai mult, după care înainte, fără probleme, puteți da drumul. Porniți din nou pendulul și fixați ora. Și acum să zicem că e 3 fără un sfert. Cu aproximație, nu are importanță. O să vedeți cum fixez eu ora 3 fără un sfert. Deci, dau așa, 3 și să zicem că, ei, să zicem că am greșit. Ei, un pic atâta puteți da. Dați așa, scurt, scurt. Așa. Și 3 fără un sfert. Și urmăriți, dacă acum îmi pune 30 de secunde, pentru că s-ar putea să pună imediat 30 de secunde. Noi ne uităm la telefon. Uitați, mi-a pus 30 de secunde și acum e 3 fără un sfert, am mai trecut 30 de secunde. Funcție de aia mai dați un pic înapoi dacă e nevoie, dar foarte puțin scurt ca să nu vă sară furca. Că uitați-vă la furcă cum face, când, vedeți? Aia, dacă mișc. Bun. Și mă rest, reglajul de precizie se face în această manetă. Prin tatonări, spre dreapta va merge înainte ceasul și spre stânga va rămâne în urmă. El e în reglaj și, în principiu, el a fost reglat, a rămas pe poziția care a avut-o, deci, în principiu, el era reglat. Dar o să urmărim și o să mai facem reglajul dacă e nevoie. O să facem și un tur, să vedeți alămurile. Au fost curățate toate. Sticla e o sticlă specială. Nu e chiar sticlă de asta care e pentru geamuri. E o sticlă mai casantă, dar mai transparentă. Și la orice mutare, oriunde, indiferent că îl muți un metru, jumătate de metru, blocați pendulul, o să-l blochez eu acum că trebuie să-l transport de aici, deci blocați pendulul, nu contează unde e bila. S-a oprit, din momentul ăsta poate fi transportat, înclinat, întors, pentru că nu e risc să se rupă firul. Ăla e riscul, să se rupă acest fir în partea de sus. El joacă acolo, tot timpul joacă sus, firul. Joacă și jos, dar nu se rupe de jos, se rupe de aici, exact de sub, de în zona bilei. Și acum se poate, uitați, se poate răsturna cu atenție, să zicem. Deci se poate răsturna, vă arăt și partea de jos, arată foarte bine. Și aici, și partea de jos e aurit. Foarte bine ceasul. Cam atât despre acest frumos ceas.